Pacea Domnului Iisus Hristos! Vă bucur în seara aceasta să fim împreună cu dumneavoastră. Am auzit că Dumnezeu va binecuvânta, va ajuta să deschideți această casă de rugăciune, acest lăcaș de cult. Și zic ca Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea putere ca să puteți să vă bucurați în această casă frumoasă pe care Dumnezeu v-a ajutat să o faceți împreună. Eu cred că împreună toți ați contribuit cât de puțin ca să puteți să realizați acest frumos lucru. În seara aceasta eu nu voi face o predică, timpul este scurt. Aș vrea să mai dau loc ca frații care m-au invitat și pe mine, frații din Tăreți, care împreună noi slujim în zona Fălticenului. Și mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru că Dumnezeu lucrează într-un chip minunat. Și în zona aceea au început din nou să vină oameni la pocăință, să vină oameni la înlocuire. Îi dăm slavă și glorie lui Dumnezeu. Anul trecut, în luna aceasta, decembrie, am avut un botez nou testamental de 6 persoane, am chiar legământ cu Dumnezeu. Unul singur a fost din familie de credincioși, ceilalți 5 au fost din lumea aceasta mare, în care fiecare umblăm. Apoi, în luna septembrie, din nou am avut, sau octombrie, din nou am avut un alt botez nou testamental, din nou 6 persoane au chiar legământ cu unul singur, o soră a fost din familie de credincioși, iar ceilalți au fost din lumea aceasta veniți la Dumnezeu, chemați, așa cum am fost și noi chemați la mântuire. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Frații care au cântat și care ne-am bucurat și dimineața în zona Fălticenului, m-au rugat și au zis, hai, însoțește-ne și tu și vină cu noi la Bosanci. Chiar doream să vin, să văd și eu aici. Acum nu vreau să spun ca o laudă, dar vreau să spun așa, ca o bucurie în sufletul meu. Dumnezeu m-a binecuvântat și aduc pâine aici în Bosanci, la magazinele de aici, de la brutăria noastră, din Fălticeni și de multe ori, sau nu chiar de multe ori, dar de câteva ori am oprit pe aici și eram muncitor și am zis, dacă vei foame, veniți aici să vă dau pâine. Pâinea aceasta pe care am dat-o este o pâine care s-a consumat și s-a trecut. Dar aș dori ca Dumnezeu să vă pregătească pâine spirituală aici. Amin. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și să vă dea reană sufletească. Amin. Și biserica de aici, cu ajutorul Duhului Sfânt, să se mulțească. Amin. Și locurile acestea care sunt goale, să nu mai fie goale, să fie pline. Și eu cred. Eu cred lucrul acesta, pentru că în Bosanci este potențial. În Bosanci este materie primă, cum se spune. Aici sunt suflete care încă zac în păcat și fără de lege. Și noi trebuie să mergem, cei care am avut parte de chemare, să mergem să le vorbim, să-i chemăm pe oameni la mântuire. Și oamenii vor veni. Aș vrea să vă spun că când m-am întors din America, am stat de acolo vreo 11 ani, când m-am întors, un frate în filiala Suceava mi-a spus un lucru și i-am zis, frate, urcă. A zis, hei, frate grădinarul, nu mai este pe când erai tu aici în țară după Revoluție și oamenii vineau la pocăință și s-au umplut imediat casa la Fălticeni. Nu. Zic, dar cum s-a schimbat Dumnezeu? S-a schimbat Domnul Iisus Hristos? Nu știu ce s-a schimbat, dar nu mai este așa. Și am zis, eu nu cred. Eu cred că dacă fiecare ne facem datorie să mergem, să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu, despre mântuire, oamenii sunt gata în orice vreme să se întoarcă la Dumnezeu. Să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Și am experimentat de când m-am întors din America și văd că Dumnezeu lucrează din nou în zona Fălticenului. Și oamenii vin din nou la pocăință. Oamenii se predau din nou lui Dumnezeu. Ne bucurăm. Nu vrem să facem o discriminare în aceasta. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înțelepciunea pe care am primit-o fiecare. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar aș vrea să vă spun, sau puterea de a memora. Dar mulțumim lui Dumnezeu că avem frați, ingineri, psihologi, care s-au întors la Dumnezeu. S-au întors la Dumnezeu și ne bucurăm. Și au început să vorbească de așa de la Amvon.
Oameni care altădată nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, dar astăzi L-au cunoscut și îl cunosc pe Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Am spus că nu vreau să fac o predică, dar aș vrea să arăt câteva lucruri, pentru că frații care au vorbit la timpul de rugăciune, am amintit aici că să ne rugăm pentru cauze, să ne rugăm pentru bolnavi, să ne rugăm pentru cei care trec prin suferință. Și eu vreau în seara aceasta să vă prezint o rețetă. O rețetă pe care este scrisă în Psalmul 41. Dacă vreți să scăpați și să scăpăm împreună de aceste suferințe, de aceste boale, de aceste lucruri, ne găsim aici în primele versete din Psalmul 41. Deschideți cu toții și veți vedea ce frumoase cuvinte și versete scrie aici. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Și acum urmăriți dumneavoastră ce urmează pentru noi, dacă facem ceea ce spune în primul verset. Și zice, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Vedeți dumneavoastră? Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Aș vrea să vă spun că oamenii de afaceri, în vreme de criză, au știut să facă avere. Au speculat. Creștinul, în vreme de criză, poate să-și facă avere spirituală, să-și împodobească casa de sus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 2, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ. Vrei să fii fericit pe pământ? Uite ce ți-e de Dumnezeu. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Și auzi ce spune. El este fericit pe pământ. El și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Dumnezeu nu te lasă la bunul plac al vrăjmașilor. Și Dumnezeu te face să fii fericit, te izbătește în ziua nenorocire. Și apoi spune mai departe. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Vrei să fii sprijinit de Domnul când ești pe patul de suferință? Fă și lucrul acesta. E greu? E greu să îngrijești de un sărac, de un nenorocit, adă-l pe casa, în casa ta, pe cel lipsit, pe cel gol? Doamne, când am făcut noi toate acestea? O, ori de câte ori ați făcut celor mai de însemnați. Mie mi le-ați făcut, zice Domnul Iisus, de dumneavoastră. Domnul sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurează durerele în toate boalele lui. Minte Dumnezeu? Minte Biblia? Nu. Dar credeți aceste versete? Aleluia! Glorie Domnului! Dacă dumneavoastră credeți, eu aș vrea să vă spun, când veți ajunge, și eu pot ajunge, când vom ajunge, pe patul de suferință, să ne aducem aminte de versetul de Psalmul 41. Doamne, Tu îmi vorbești în acest psalm. Când sunt pe patul de suferință, Tu îmi ușurezi durerile. Domnul sprijinește când este pe patul de suferință. Domnul te sprijinește. Este alături de tine. Dar fă lucrul acesta. Dintre celelalte care ni se cer. Pe care trebuie să le facem. Eu rămân în aceste îndemnuri și zic ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească, căci, așa cum am spus, vreau să mai las ca frații care au invitat și pe mine împreună să ai locul pe Dumnezeu o cântare, două, și zic ca Domnul să vă